Salutare, prieteni! Sunt Ileana Ilie Ungureanu și încep pe Capital Play. Am astăzi un invitat special care nu are nevoie de nicio prezentare. Vă spun doar atât, este primul designer român care a intrat oficial în istoria modei internaționale. Pentru ce? O să vă spună chiar el. Mihai Albu, mulțumesc că ne-ați primit în atelierul dumneavoastră. Da, cu mare drag, bine ați venit. Haideți să le spunem pentru ce sunteți în istoria modei internaționale. Nu neapărat în istoria modei. Este adevărat că am atras atenția presei internaționale, revistele de specialitate, dar într-adevăr, ca să ajung să fiu cumva în atenția lor, a trebuit să observe la mine ceva ieșit din comun. Și bineînțeles, un record mondial întotdeauna atrage atenția, indiferent care este. Dar e cea mai mare pizza din lume sau cel mai lung cărnat, atrage atenția, nu? E clar. Da. La mine nu, asta îmi dorisem, să fiu listat acolo lângă cea mai mare plăcintă din lume, dar era un curs al modei în acel moment în care tocurile erau foarte înalte și erau platforme, tocuri înalte. Era moda de bea lansată cum ar veni și atunci am făcut și eu variantele mele. Și ca să punctez anumite colecții care normal aveau teme din arhitectură, concepte de arhitectură, cum ar veni deconstructivismul, postmodernismul, opera lui Antoni Gaudi, e vorba de Art Nouveau, întotdeauna am avut un canal către conceptele din arhitectură. Și ca să punctez anumite colecții, bineînțeles, m-am înălțat cât am putut pe verticală. Atunci când te înalți pe verticală, ai și loc de multe interpretări. E loc, fiind mare, da, ai loc să faci construcții, adevărate construcții. Dumneavoastră fiind arhitect. Arhitect, da, de profesie sunt arhitect și de formație. Și bineînțeles că atunci când ai loc, vii cu tot felul de elemente. Poți să te legi de tot felul de elemente, ai loc să le faci și dacă poți puncta și scoate în evidență și o anumită construcție, adică să aibă un fir până la urmă logic, nu pur și simplu volume adăugate și puse aleator, ci în urma unui concept, sigur, poate să iasă adevărate opere de artă, să zicem. De obicei o colecție are și o mireasă a colecției, adică ultima piesă care de obicei e ieșită din comun, e ceva de obicei nepurtabil sau nepretabil a fi purtată mai niciunde, poate doar de vedetele pop, cele mari, așa. Și pur și simplu m-am jucat pe înălțime și am ajuns la primul record mondial care mi-a fost recunoscut, a fost 31 sandale, 31 de centimetri. Nu m-am gândit că e cea mai mare înălțime din lume. Eu am respectat toate regulile de încălțăminte, toate prinderile, punctul, centru de greutate, proporții, absolut totul era portabile. Normal. Erau purtabile și le-am scos pe podium. A observat presa internațională și bineînțeles că au scris. A apărut la CNN, CBS, Daily Mail, toate ziarele internaționale, poză cu mine, cu chiar o poveste interesantă. Fratele meu locuiește de foarte multă vreme în Canada. Și într-o zi s-a dus la bancă, la el. La acea bancă era un ecran imens, dar fără sunet. Era doar ecranul și era pus pe CNN. Era chiar pe așa. Și cine era cu mintea el în bancă, cine era acolo, Mihai. Era fața mea. Fața mea. Fără pantofi, fără nimic. Doar fața mea. Și fratele meu s-a speriat. A zis, ce-o fi făcut ăsta? O fi terorist? O fi asta? Cum ajunge el? Vorba aia, eu intru în bancă și îl văd pe fratele meu. Mă sună imediat, ce ai făcut, zice. Și zic, păi ce-am făcut? Păi ai apărut la televizor aici, la noi, că nu știu cum, e asta, ai făcut ceva rău? Zic, nu cred că e vorba de recordul mondial. A, ce bine, s-a liniștit omul.
Deci a fost un boom. Și într-adevăr, dacă presa internațională a observat, bineînțeles, am dat interviuri, m-au sunat de la toate revistele glossy, de la Vogue până la cele mari, toate așa. Tot felul de bloguri, tot felul de site-uri, tot felul de... au scris despre mine. Cum a trăit, nu știu, mândria? Păi a fost interesant, dar când m-am căutat acolo listat, v-am spus, găseai cea mai mare pizza, cea mai mare nu știu ce, cel mai înalt pantof, cel mai... Nu mi-a făcut foarte mare onoare. Că nu e onoare să fii listat lângă cel mai mare om din lume, lângă cel mai mic om din lume, lângă... Nu știu, nu m-am vrut neapărat acolo. Nu am făcut lucrul ăsta ca și cum mi-am pus un, o ștachetă și mi-am făcut un plan. A ieșit. Așa. Și am fost bucuros că am fost contactat, că s-a scris mult despre mine. Au fost și voci care au zis ce oribilitate, ce, cine poartă așa ceva. Dar a mai fost încă o chestie interesantă, că în acel moment un ziar Daily Mail, un ziar important din Anglia, în articolul lor au scris ceva, "We dare you, posh", era vorba de Victoria Beckham, da? Să porți așa ceva, to wear this, și era poză cu mine cu... Da? Adică i-au lansat o provocare poși să poarte de la mine. Vă dați seama ce a stârnit treaba asta, că Victoria Beckham poartă de la mine. Aiurea, n-a purtat, că nici nu era cazul, dar a stârnit rumoare în lume. Încă un nume important care făcea modă, care era un etalon de modă și nu știu ce, da, și ăștia au făcut articolul în așa fel încât să incite, să atragă atenția. Și a fost bine. Exact când au apărut toate datele respective, eu deja lucram la următoarea colecție și m-am înălțat și mai mult. Am ajuns la 37 de centimetri. Deci m-ați bătut niște propriul record. Am bătut propriul record, dar ăla mi-am dat seama că îl bat pentru că a apăruse ca record. Da? Deci al doilea, să zicem că a fost... Așa, și bineînțeles că a atras și la atenție și a intrat pentru a doua oară în cartea recordurilor. Dana, mai sunteți și în, dacă nu mă înșel, o enciclopedie, un catalog. Bine, sunt foarte multe. Al istoriei pantofului. Da, s-a făcut... Shoegasp. Acolo au fost selectați 26 de designeri din toată lumea care au realizat, au conceput pantofi neconvenționali. Să le spunem așa, nu neapărat că sunt foarte înalți sau nu știu, dar altfel. Și sunt listat și eu, alături de nume mari, alături de Louis Vuitton, Alexander McQueen, Manolo Blahnik și mulți alții, care poate sunt mai puțin cunoscuți, dar ei au opere într-adevăr remarcabile. Ei, și să fiu un român printre aceștia a fost apărut la New York, acel catalog cu prefața de Manolo Blahnik, adică... Na. Și vă dați seama că toate lucrurile astea, la un moment dat, atrag atenția și mă atrag atenția, în general, a celor implicați în lumea modei. Nu? Și asta m-a și interesat, de fapt. Cool. Am avut sute de mii de vizualizări pe site, am primit mii de mesaje, mii de laude, dar și critici. Vezi, Doamne, cei mai urâți pantofi din lume sunt alu ăla, printre care și eu. Am înțeles. Ei, tot acest capital de imagine și toată această atenție s-a monetizat cumva și în comenzi, nu știu, a simțit-o? Bine, au venit comenzi, da, atrăgând atenția normal, sigur că unii au comandat, dar pantofii normali. Normal. Am vândut în perioada aceea chiar în Hong Kong, în Japonia, în Alaska. Adică m-am mirat și eu când mi-a venit o comandă din SUA, am zis, din SUA, ce din SUA, primisem destule, văd Alaska, adică până și din Alaska. Deci, zis, ce fac ăștia din Alaska cu încălțările mele sexy, nu știu, că acolo e mai frig. Da, în sfârșit. Exact. A fost asta. Dar am primit comenzi din toată lumea, neașteptat, a fost asta. Australia, Hong Kong, Japonia, Alaska, eu zic Alaska, de fapt SUA, dar ca zonă e ciudată. Da, ciudat.
Așa, și din toată lumea. Și chiar am făcut niște contracte la momentul respectiv cu site-uri care mi-au promovat încălțările și am mers totul ok. Adică a fost un boom, într-adevăr. Eu lucrând încălțăminte unicat și serie extrem de scurtă, nici nu am făcut față comenzilor, pentru că toate piesele mele sunt bricolate. Ele nu pot fi făcute de serie. Iar comenzile erau atât de multe încât nu aveam timp fizic. Deci pentru ce înseamnă că bricolat? Bricolat înseamnă a lucra manual, nu, a lucra manual fiecare piesă în parte. Da? Nu e ca producția de serie unde bagi pielea și branțul și tocul pe parte și iese pantoful pe partea cealaltă. Adică nu. Am înțeles. Și diferența s-a făcut prin preț. Vânzând la preț mai mare, s-au selectat cumpărătorii, bineînțeles, doar cei care și-au permis. Și atunci s-a făcut selecția altfel. Și bine, pe piața din România, toate vedetele, mai ales cele implicate în showbiz, cântărețele și nu știu ce, au apelat la serviciile mele unde au vrut altceva, nu trebuia să fie la fel. Normal. Și aveam chiar mari probleme, pentru că poți să ai idei, poți să ai zeci de idei, dar poate nu sute și nu în același timp. Și să faci ceva care e cam în același fel, dar să nu semene cu celălalt, aia era provocarea. Mi de fapt. Mi s-a întâmplat vreodată să vină vreo clientă din showbiz să spună sandalele lui X sau pantofii sunt mai frumoase decât ale mele? Da, au fost unele, vreau și eu așa, și am zis nu așa, nu pot să-ți fac. Nu, că am făcut așa, nu se poate să... În orice caz, să zicem că am făcut o pereche, adică mai multe perechi pentru Lady Gaga, pentru Katy Perry, pentru Madonna, și cum ele nu prea mi-au făcut publicitate, doar au cumpărat și au purtat, așa, atunci mi-a permis să le fac similar. Am înțeles. Da? Adică ele nu s-au fălit cu mine, sunt mult prea importante. Și atunci mi-am făcut singur reclamă. Foarte frumos. Cum vi se pare, apropo de experiența asta? Nu știu, există mentalitatea asta că dacă este designer român, automat trebuie să fie totuși un pic mai ieftin, nu-l pui în aceeași galerie cu designerii internaționali? Este. Eu accept partea asta. Nu că am venit din lumea a treia sau mai știu ce sau cum, că designul românesc nu s-ar ridica la nivelul Occidentului. Însă, acolo există adevărate imperii financiare. Acolo este business adevărat. Se bagă foarte mulți bani în publicitate, au acces la materialele de ultimă oră, la tehnologii. E foarte greu să te bați cu ei, mai ales cu marile case de modă. Și atunci trebuie să fii cu ceva care poate concura, chiar dacă nu e nici la calitatea lor, nici la ultima tehnologie, cu inovații și mici trucuri la care ei, să zicem, nu au percutat cumva, adică nu au băgat în serie și să dezvolte ideea respectivă. Și rămânea ideea prima la mine și recunoșteau lucrurile acestea. Asta cred că te poate face ca designer român să intri pe o piață internațională cu ceva ce ei nu au făcut. Sau e la început, sau e doar idee, sau e altceva. Eu am venit cu altceva. Asta a fost, să zicem, ce am avut eu în mână față de... Și de-aia aș putea să zic că m-am bătut la un moment dat cu casele mari. Că, nu știu, poate cumpărau 10 perechi de la ei, dar și una de la mine. Adică e o proporție bună, până la urmă. Adică de ce doar la un moment dat? Acum nu vă mai bateți? Pe mine m-a avantajat și trebuie să le recunosc lucrul acesta, având o gândire și o structură interioară
foarte centrată pe arhitectură și pe construcție în general. M-a avantajat moda aceea cu platforme și cu tocuri foarte înalte. Acum când s-a coborât pe pământ da, și nu mai e la modă platforma și așa, chiar dacă te exprimi, încep să semene cu foarte multe. Adică dacă e pantofi stiletto. Bun, tot pantofi stiletto sunt. Da, că ai tot cu puțin alb. A, bun, e culoare altfel. Bun, e asta. Dar e singura diferență. Nu mai poți să te joci, nu mai ai loc să vii cu elemente surpriză, cu elemente din astea ieșite din comun. Și na, când e o modă, o tendință nouă la care mă aderez și eu, că nu pot să fiu contra curentului, asta înseamnă faliment. Adică nu poți să vii cu ceva, să impui, băi, portați cum zic eu și nu cum zic ceilalți. Nu, trebuie să mă aliniez. Nu am mai reușit lucruri atât de spectaculoase pe cât am putut să le fac atunci când s-au purtat acele monstruozități, să le spunem așa, între ghilimele până la urmă. Dar am avut loc să mă desfășor. Acum nu mai am loc. Aștept să mai vină alte curente unde pot să impresionez și să, să zicem, să vin cu ceva la care ei nu s-au gândit. Dar am rămas în cărți, am comenzi în continuare, dar nu mai e boom-ul acela care, care vorbim când a fost cu recordurile. Pentru că ei pe atunci făceau, se înălțau la 14-15 cm și la mine cea mai mică avea 18. Adică vă dați seama, eram singurul din lume care lucram uzual pe tocuri de 18 cm. Și revenind la realitatea românească, cât de grea este lupta designerilor români pe o piață supraaglomerată de etichete străine? Păi este destul de acerbă. Până la urmă ne omoară chinezismele. Au prețuri incredibil de mici. Adică am văzut încălțăminte care arată chiar foarte bine, făcută în China, chiar cu brand mare, a care la mine nici măcar prețul materialelor nu l-a acoperă. Adică erau mult prea departe. Adică la mine mai apare și o manoperă și o regie și e greu să te bați cu ei. Și atunci trebuie să vii cu elemente pe care chinezii nu le pun. După care sunt brandurile mari. Există un oarecare snobism pe care eu îl accept și îl înțeleg. Dacă ai posibilitatea, de ce să nu cumperi de la un brand celebru? Unde poate 800-1000 de euro nu înseamnă nimic. De ce nu? Dacă îți permiți, de ce să cumperi de la mine cu 200-300 de euro când poți, dacă ai bani, să cumperi de la branduri celebre? E o bătaie, sigur că da. Dar eu m-am canalizat pe o nișă. Lucrez foarte mult la comandă, se iau măsurile exacte, picior stâng, picior drept, alegem culoarea, alegem tocul, alegem elementele decorative, adică construim împreună, eu construiesc împreună cu clienta respectivă, construim un pantof sau o pereche de încălțăminte care să o reprezinte, în care să se simtă bine, să se asorteze și să fie la nivelul evenimentului la care ea participă. Atunci îi dau satisfacția că are ceva unicat, făcut pentru ea, cu suflet. Da? Vi se întâmplă să vină cineva, nu știu, cu o fotografie sau... Mi se mai întâmplă să vină, vreau așa și spun, nu e modelul meu, nu am cum să fac. Nici măcar aveam o replică la un moment dat, mă simțeam jignit, nu mai folosesc pentru că eu simțindu-mă jignit, jigneam și eu la rândul meu și am zis că nu are niciun rost. Eu spuneam, venea cu un model de la un brand celebru și zice să-mi faceți acest pantof. Și eu ziceam că ar costa, de exemplu, dacă era 1000 de euro de la brandul respectiv, eu ceream 5000 de euro să îl fac. Era ca și cum o jigneam. Da. Și zice, acum, adică costă mai mult? Păi zic, da.
pentru că eu nu am modelul ăsta și atunci trebuie să-l dezvolt, trebuie să fac tipare, trebuie să fac rost de materiale, trebuie să fac rost de tot felul de chestii și asta costă 5.000 de euro. Am înțeles și liniștea. Și linișteam dintr-o dată. Dar mi-am dat seama că se simțeau ofuscate și de unde vreau să facă cu 102 de euro ceva care costa 1.000, replica mea era că nu, că e 5.000 de euro. Le jigneam puțin și plecau supărate. Cine se crede ăsta? Câți ani pe piață aveți? Păi 35. 35. Eu lucrez încălțăminte și marochinărie de pe vremea lui Ceaușescu. Eu am lucrat foarte mult pentru Fondul Plastic. Fiind student la arhitectură, expuneam produsele mele în galeriile Fondului Plastic. Acum nu mai există, dar cine și-aduce aminte sau a prins vremurile acelea, erau galeriile Fondului Plastic, unde artiștii plastici și arhitecții își expuneau piesele de artă. În general, artă decorativă, tapiserie, sculptură, marochinărie, obiecte de artă decorativă, dar și încălțăminte. Și eu expuneam și vindeam. Aveam mare succes, că piața românească era foarte săracă pe vremea aceea și cam orice ieșea din tipare avea priză. Dar tot lucrat manual, se plăta săptămânal, era și asta un mare avantaj, îmi rotunjeam veniturile, legal, a fost o perioadă frumoasă. Dar atunci mi-am pus bazele afacerii pe care am făcut-o mai târziu. Atunci lucram individual, adică ca un particular. După aceea, după 1990, eu, știți, am a cincea firmă din România. De fapt, este cea mai veche firmă din România care mai există. Da? Prima a fost a lui Patriciu, a lui Dinu Patriciu, care mi-a fost profesor, direct. Iar noi ne-am dus împreună să deschidem firme. El ne-a spus, Dinu Patriciu, după Revoluție, imediat, eu terminând în 1990, deci eram cea mai nepătată generație, n-a apucat să lucrăm în comunism, să facem nimic, eram prima generație. A zis, voi veți da președinții României, voi veți întoarce și veți face democrație în țara asta. Ca să facem trucul ăsta, trebuie să vă deschideți firme, haideți să vă deschideți. Ne-a luat pe toți, eram 30, cu promoția mea, 30 de români, și ne-a dus pe toți să ne deschidem firme. De arhitectură, de ce vrem noi? Și eu m-am nimerit să fiu a cincea, deci el prima, normal. Și dânsul împreună cu domnul Gabriel Liceanu ne-au convins să ne ducem. Eram cam speriați că dacă ne deschidem firme și ne bate poliția, miliția, cum era, dacă o să vină securitatea, o să zică, cum adică ăștia, ce sunt ăsta, nu e voie. Ca arhitect, dintre toate posibilitățile pe care le-ați avut, eu așa cum am făcut? De pantofi? Nu, am deschis o firmă care avea toate obiectele de activitate. Organizare, evenimente, birou de arhitectură, proiectare, design, se numea ASL AMI. ASL era asociație cu scop lucrativ, AMI, Albu Mihai Ion. ASL AMI. Da? Cu numele ați rămas un pic. Da, și a rămas, că firma mea tot AMI se numește, dar s-a schimbat în AMI Design după aceea. Și era asociație cu scop lucrativ. Era, dacă își mai aduce cineva, cam un an de zile a durat asta cu... Era treaba asta cu asociație cu scop lucrativ. După aia s-a făcut SRL, Societate cu Răspundere Limitată, sau SA-urile și tot. Dar inițial era ASL. ASL. Și am și cu toate domeniile de activitate. Da, aveam multe domenii care erau un ce mă pricepeam eu, design de obiect, design industrial, peisagist. Și cu pantofii când a venit? Păi nu, cu pantofii aveam ca obiect, era design de obiect. Design de obiect înseamnă, am făcut corpuri de iluminat, am făcut mobilier în primii ani, am făcut încălțăminte, am făcut genți, am făcut curele, am făcut pantofi, am făcut de toate. Dar am avut succes cu pantofii. Așa, oricare lumea mă cunoaște ca designer de încălțăminte, deși eu fac și poșete și curele.
Mobilier nu mai fac de mult. Corpuri de iluminat am făcut vreo 10 ani după Revoluție. Erau interesante, pentru că era tot așa, chestii, eu le spun bricolate, adică totul lucra manual, totul făcut, nimic industrial. Îmi luam, de exemplu, foloseam la corpurile de iluminat, strângeam tuburi de spray, le tăiam și le eloxam, le făceam negre. Și acelea erau carcasele pentru duliile de bec. Firele le treceam prin tub riflat, care era tubul de la ascensoarele, de la lifturi, prin care treceau tuburile ca să nu curenteze. Erau niște tuburi care arătau decorativ, deși ele nu le știe nimeni, pentru că sunt în lift, în spatele, în casa liftului, da? Și foloseam tot felul de lucruri din astea. După aia, abajurul, lămpii, era din tablă găurită. Le folosea fabrica Electronica, făceau apărători pentru boxe. Dar dacă le știți, boxele în față, ca să nu pai degetele în boxe, da, aveau o chestie cu găurele multe. Eu luam acele chestii și le foloseam ca abajururi pentru lămpile mele. Nu știu, mi se pare că trebuie să fii foarte inventiv, așa, păi, știi, și inovativ și vizionar. Nu exista materie prima atunci. Păi nu prea exista. Și eu țin minte că începusem să lucrez în încălțăminte, oarecum cu firma, începusem să am angajați. Și mă duceam la diversi directori de fabrici de tăbăcării și de piele și mă rugam de ei să-mi dea un metru de piele. Și trebuia să fac cerere. Vă rog să-mi aprobați, îmi trebuie un metru de piele roșie. Și le dădeam un cadou, un pachet de țigări sau un pachet de cafea ca să-mi dea un metru de piele. Am înțeles. 35 de ani de experiență pe piață. Cât de greu este să menții un echilibru între produsul de design și ce se cumpără în mod obișnuit și se poartă? Am încercat să mă reinventez, poate chiar anual. Pe lângă că fac acele colecții sezoniere, de exemplu, chiar acum încerc și o linie mai, să-i spunem, mai casual, mai de toată ziua. Se vede la gen, mine picioare. Da, și la mine picioare. Că fac și bărbătești. Așa, o linie mai casual. M-am zis să abordez și, deși toate clientele mele sunt surprinse, au dumneavoastră că faceți numai pantofi cu toc, faceți sneakers. Zic, da. Zic, de ce nu? Și zic, o idee foarte bună. Până la urmă vin clientele și comandă o pereche de stiletto cu tocuri de 11 cm și o pereche de sneakers. Cum e? Ce planuri aveți pentru linia aceasta? Aveți de gând să mergeți cu ea unde, ce, cum? Testați piața? Da, care acum e ideea? Este destul de proaspătă treaba asta. Am 6 modele de sneakers. Eu vreau să le spun sneakers. Linia se numește Mica by Mihai Album. Și am venit cu elementul ăsta să nu le spun sneakers, le spun sneakers. Sneakers. Așa, de 6 modele de damă, 2 modele bărbătești și încerc piața pe undeva, m-am reinventat, să vedem. Văd că e succes. Nici n-am multe, cât o serie pe fiecare model. Dar câte bucăți, să zic așa, sunt pe serie 100, în general. Deci 100, toate mărimile 100. Toate mărimile 100 de bucăți. 100 de bucăți. Deci asta înseamnă că poate să fie două mărimi de 35 și cine nu a da, apucat, 35, 20, 36, mm-hmm. 20, 37, 20, 38, mai da, puține da, da. 39, mai puține 40, mai puține 41. Deci 35 întotdeauna sunt mai puține. 35 și 41 întotdeauna capetele cele mai puține. Cele mai puține. Da, pentru că femeile poartă în general 36, 38. Cam asta. 36, 37, 38. Asta e mărimile de mijloc. Capetele mai rar. Mai minione poartă 35, mai masive, mai înalte poartă chiar 41. Cât la sută din încălțămintea semnată Mihai Albu este românească, sută, mă refer la materia primă acum. De unde la materia primă nu mai e nimic românesc, nici măcar ața, doar mâna de lucru. Deci, practic, în afară de manoveră, da, industria, efectiv, și concept, industria nu mai e nimic de românesc. Subansambluri, de încălțăminte,
S-a distrus de mult. Nici nu știu să mai există tăbăcării. Chiar dacă mai există tăbăcării românești, sunt conduse de companii din afară și lucrează pe proceduri, chiar dacă e un SRL de la noi, dar e făcut de un italian care folosește materia primă, pielea din România, o face în stil italian. O face în România pentru export și că mai luăm și noi de la respectivii. Dar eu consider tot din afară. De multe ori chiar m-am lovit de chestia asta, să văd o piele pe care n-am putut să o cumpăr din România, am cumpărat-o din afară, dar era făcută în România. Da, era făcută în România. Tălpile sunt făcute în afară, branțurile făcute în afară, tocurile făcute în afară. Există niște firme italienești care lucrează tocuri, dar lucrează tocuri de serie. Eu nu cumpăr tocuri de serie, eu îmi fac tocurile mele și apelez la tehnicieni italieni care fac tocurile după modelul desenat de mine. În România nu e nimeni. Ața se aduce din afară, soluția de lipit din afară, până la urmă, deci, totul practic, e din afară. Da, da. Totul e din afară, în afară de manoperă. Da, manoperă, da. Dar, v-am spus, totuși mai există firmele acelea românești care lucrau, au patroni străini. Am putea să-i considerăm un pic români. Să zicem că mai sunt anumite componente care se mai fac în România. Da? În cred că prea puține. Pielea, de exemplu, tăbăcările românești nu au ținut standardul și trenul internațional să le lucreze, să acopere și să facă nuanțele așa cum lucrează tăbăcarii din străinătate cu tradițiile lor. Tehnologia probabil nu-i ajută, poate nu au putut să investească. Cei de afară au venit cu o altă tradiție, cu o altă productivitate, cu altă putere financiară. Da, da. Industria românească s-a cam terminat, mai ales în sectorul ăsta. În afară de această problemă, că este o problemă pentru că dumneavoastră cumpărați materia primă mai scump din afară decât dacă ați lua-o din România, asta este clar. Nu e mai scumpă, tocmai asta este chestia, că nu este mai scumpă. Tot în România e mai scump decât e în afară. Da? Da. Adică până la urmă convine să faceți convenție afară. Da. Și materia primă nu este chiar așa de scumpă. Ce faci cu materia? E exemplu acela, știți, cristalele celebre. Ele sunt cristale la kilogram. Chiar dacă se numesc pompos, chiar dacă arată extraordinar de bine, chiar dacă materialul extraordinar de mult, totul ele de fapt sunt la kilogram. Dar nu contează cât a costat materia primă, contează montura și lucru manual de a le pune în operă. După să iei cristalul, nu are nicio valoare, sau în sfârșit are o valoare mică de tot, dar în momentul în care ai luat cristalul și l-ai cusut sau l-ai prins, l-ai pus într-un cadru ca lumea, pe încălțăminte sau pe rochie, da? Atunci își capătă valoarea. Deci manopera este mult mai importantă și de-aia mă mândresc cu produs fabricat în România. Nu contează de unde e materialele, nu acolo, acolo, de acolo poți să cumpere oriunde, de oricine. Contează ce faci cu ele și cum le pui în operă, în așa fel încât banii să rămână la noi. Care credeți dumneavoastră că sunt principalele probleme cu care se confruntă designul românesc? Ca designer român cu experiența atât de mare pe piața românească. Nu știu dacă se poate vorbi neapărat de piață de nu știu ce. Fiecare e în segmentul lui și a făcut, unii sunt mai de nișă, alții sunt mai doar importatori, alții sunt producători, lucrează pentru afară. Sunt foarte multe firme românești mari, foarte mulți angajați care lucrează 90% pentru piața de afară. Cu model românesc, merg la târguri, iau comenzi și vând în toată lumea. Acolo sunt adevărații bani, așa se fac bani. Din cantitate, nu din de o pereche. Însă mie îmi place ce fac și tot în jurul unui hobby, o pasiune.
Care vă permite să și trăiți. Da, să și trăiești cum... Da, da, asta e important. Dar în niciun caz nu se pot face avere. În niciun caz n-ai cum din unicat să faci avere. Adică, na. Cam câte perechi de încălțăminte faceți anual? Până într-o sută. Anual? Păi 12-100 pe 100 pe lună. Pe lună. 100 pe lună. Am luni mai bune, de exemplu, în perioada anunților și a evenimentelor pot să depășesc 100, 100 și ceva, poate 130. Iar în lunile mai slabe, atunci când toată lumea face reduceri și nu sunt evenimente, nu știu ce, 30, 40. Deci sunt luni care merg în pierdere. Spuneați că faceți și genți, poșete sau așa, în structura generală a business-ului, cât la sută reprezintă încălțăminte efectiv? Încălțăminte cel mai mult, că fac și genți. Eu am făcut multe genți la un moment dat, adică aveam secție de genți, însă a pierdut teren pentru că am câștigat foarte mult pe partea de încălțăminte și atunci gențile sunt mai mult o completare. Dacă își face cineva o pereche de sandale, vrea și o geantă care să asorteze, adică în contextul ăsta, dar e din când în când. Nu, eu nu sunt vânzător de genți, adică producător sau în sfârșit. Nu... Am înțeles, e un procent, un poate procent mai micuț. Da, da, da. Mai fac și curele, dacă vrea cineva o curea pentru o anumită rochie care se potrivească cu sandale, sigur, nici face problem. O curea. Făceam portofele, am făcut de toate. Da. Din marochinărie, mică marochinărie, mare marochinărie și încălțăminte. Încălțăminte însemnând și de la sandale, pantofi, botine, ghete, cizme. Ca să încheiem cu partea asta de cifre, pentru că noi suntem o publicație economică și la noi cifrele contează. Cu ce cifre de afaceri estimați că veți încheia anul acesta, grosomodo? Păi, deocamdată sunt pe minus. Sper, pentru că au fost lunile ianuarie, februarie, martie, sunt cele mai proaste luni la mine și mi-aduc de obicei o pierdere pe care în lunile următoare o pun la loc, iar spre sfârșitul anului reușesc să ies și pe plus. Să zicem vreo 14.000 ori 10, până în 200.000 de euro e cifra de afaceri. Bun. Mulțumesc. Este o cifră mică, dar am spus, nu e o afacere mare. Aveți și vreo componentă din asta de corporate, în sensul că la diverse evenimente, nu știu, primiți comenzi să faceți o cantitate anume pentru vreo firmă, vreo de diverse cadouașe? Făceam așa, înainte portofele și da, mape și curele, tot felul și, pentru curele da, și pentru bănci în general. Acum nu. Nu. Acum m-am axat foarte tare și sper să meargă partea asta și să o dezvolt cu încălțămintea casual. S-ar putea să se poată face și cantitate puțin mai mare, va mai scădea și prețul și să vând mai mult. Și atunci să ajungă latura asta, sau să zicem categoria asta, să ajungă poate mai importantă ca cealaltă. Dar niciodată n-am să renunț la încălțămintea de seară, încălțămintea de ocazie cu top, pentru că aceea mă reprezintă și îmi face mare plăcere. Asta cu sneaker și e așa, la limită. E un perioadă de compromis. Eu acum vreo 5-6 ani mi-am jurat că n-am să fac niciodată balerini. Fac și balerini. Am înțeles, niciodată nu deci spune niciodată. Deci eu nu puteam, da. N-am... Deci nu mi-au asta plăcut balerinii că... niciodată și am avut oroare de balerini și am ajuns să fac balerini. Și asta pentru că asta cerea da, piața? Și de ce am găsit o metodă de a face balerini puțin altfel. Adică balerinii mei nu arăt ca niște balerini normali. Dar sneaker și dumneavoastră, de ce sunt diferiți? Nu neapărat sunt diferiți. Sunt în trend. Nici nu am venit cu ceva ce nu s-a mai văzut. Deci asta recunosc. Pentru că sunt pe undeva la început, eu încerc să aduc mici elemente noi pe niște structuri pe care au mai lucrat și alții, cumva. Da, poate o combinație de materiale. O materiale, aleg materialele, culorile. Am, de exemplu, cam ce purtați, dar are și un ciorap în sus. Deci vin cu elemente din astea poate puțin mai neconvenționale. Încerc să-mi aduc amprenta, deși în
segmentul sneakers în general, sunt pe sezon, cred că sunt 100.000 de modele în lume. Poate mult peste. Deci e este greu foarte greu să îți faci loc. Acolo trebuie să vii cu elemente noi. Dar și ceilalți vin cu elemente noi. Deci este o piață, piața sneakers-ilor este ceva incredibil. Nu am crezut. Eu am zis, fac și eu sneakers, nu mai face nimeni. Ce nu mai face nimeni? E plin. Toți. Toți fac. Da. Nu există brand. Păi au ajuns să facă, deci încălțămintea sport de la firmele cele celebre, Adidas, Nike, în sfârșit, astea sunt monștri. Nici nu e că le-am face reclamă, nici nu se pune problema, nu că sunt așa. Ei făceau încălțăminte sport pentru toate categoriile și toate tipurile de sport, da? De la tenis pentru tenis, basket pentru basket, nu știu ce. Și au ajuns să facă și ei sneakers, adică încălțăminte de zi. Adică noi ne batem și cu ei. Da, să vă mai zic ceva, am văzut acum misterie mare pe rețelele de socializare. Acum, cu ceva timp în urmă, după ce Gucci a scos la vânzare o pereche de tenis murdari, gata murdari, la $870 și erau discuții, e la modă să fii sărac sau știți chestii de genul ăsta. Nu știu cum e cu vremea asta, cu trendurile, cu vremurile. Eu vă pot povesti, n-am să vă dau nume, dar este o persoană din top 100 de la noi. Top 100 capital, cei mai bogați români. Da, da. Așa, care își comandă încălțămintea la un brand din Londra, care lucrează încălțăminte manual, pe măsură, cu materiale nobile, tot nu știu ce. Și după ce o lucrează și gata pantoful, îi se dă cuiva care s-o poarte o săptămână. Ca să se lase, să se muleze, adică cineva care are piciorul similar la persoanei respective. Iar lucrul acesta costă foarte mult. Dacă pantofii costă 2-3 mii de euro, pentru că au fost purtați, mai costă încă 2-3 mii de euro. Da? Și ajunge o pereche de pantofi să coste 6 mii de euro pentru că au fost purtați. Adică nu i-a luat noi, pentru că noi l-ar fi bătut la picioare. Am înțeles. Deci odată purtați și așa cu amprenta de... puțin deja, deja așa, era faza. Și omul respectiv își permite treaba aceasta. Da, noi muritorii de rând nu ne prindem neapărat. Și inițial când îți povestește cineva lucrurile acestea, rămâi așa puțin surprins. Adică cum dai bani, ați ia bani pe o pereche purtată deja? Da. Da, asta e. Așa că nu mă mir la Gucci, că Gucci sunt aceia, că tocmai asta e farmecul, adică sunt tot felul de maxime din astea care în general vin via Marea Britanie. Un om bogat din, să zicem, din Marea Britanie, dar hai să vorbim în special de Londra, care are o mașină care costă mii de lire, sute de mii de lire sterline, umblă în tricou ieftin, cu pantaloni rupți așa, dar mașina lui e foarte scumpă și acea persoană niciodată nu pleacă prima de la stop. Da? Deci nu își arată niciodată mușchii. Am înțeles. Tocmai asta este. Da. Pentru că altul, dacă e mai de pe la noi, ar pleca primul să arate cine este. Acela nu. Îi lasă pe toți să plece, el pleacă după. Deși mașina lui ar putea oricând să fie prima. Cum vi se par chestiile astea? Exagerări, mofturi exagerate? Și un pic de snobism, dar pe partea cealaltă arată un oarecare respect. Nu știu, la noi, hai să nu facem comparație la noi, dar totuși să-și permită să aibă foarte mulți bani și totuși să nu arate opulența oriunde intră, să fie la patru ace, cu cele mai scumpe lucruri pe el, cu nu știu ce, el umbră cu un tricou normal, cu pantaloni normal, cu încălțăminte normală, dar el are o mașină bună pentru că și-o permite. Dar... merge din când în când, dar nu se duce undeva să arate, uite cine sunt eu, din start. Arată cine e în momentul în care scoate cardul.
și își cumpără ce are nevoie. E, trăiesc în lumea lor, ei au puțin altă... E greu pentru noi muritorii să înțelegem lucrurile acestea, dar uite, auzind povestea aceasta cu asta, ai mașină de sute de cai putere, poți să pleci asta la stop și tu nu pleci primul, ce român ar face asta? Da, și noi suntem recunoscuți pentru cât de mult ne place să se vadă eticheta, adică nu este un secret în România. Și nu numai noi, e peste tot și în general omul îmbogățit mai altfel, acela vrea să defileze. Noapte, da. Exact. Altfel sunt foarte mulți oameni înstăriți care stau la locul lor și nu arată nimic și nu defilează, alții care arată. Și nu se mai opresc. Cine sunt clienții lui Mihai Albu? Păi am clienți din toate categoriile. Eu chiar sunt mândru și mă fălesc cu lucrul acesta. Pentru mine orice client îmi calcă pragul este vedetă. Este vedeta mea. E mare lucru. Eu îl tratez ca pe o vedetă, îi ofer toate serviciile mele, se încadrează acolo unde îl ține punga, în funcție de eveniment, în funcție de ce are nevoie, este la fel tratat, nu fac niciun fel de discriminare sau niciun fel de ierarhizare, sau sunt tratați toți la fel. Sunt mirese care, de exemplu, își pot permite să-și cumpere o pereche de încălțări doar pentru evenimentul acela, pe care nu mai poți să-i porți prin albi, da? Nu mai se vede că-ți de mireasă, nu se încadrează, iar altele care comandă ceva care se potrivească rochiei de mireasă, dar să mai poată fi purtat și ulterior, nu știu, dacă faci, de exemplu, o pereche de pantofi sau sandale argintii, foarte ok pentru mireasă, da? Dar pot fi purtate după aceea și la o rochie neagră, la o rochie verde, la o rochie albastră, la orice. Da? Deci sunt rămâite cu banii și foarte bine. Nu trebuie, adică rochia de mireasă, într-adevăr, nu o mai porți, nu? Că e clar. Încălțămintea, uite că ai putea să o mai porți. De ce nu? La urma urmei... Să știți că și rochile de mireasă, dacă alegi o culoare... cum am ales eu, da? În nisipul pe care l-am făcut și după ce e tăiată, e cu totul altceva. E tăiată, poate fi și vopsită, poate și combinată, se poate face din două bucăți. Da, există. Sunt posibilități. Oamenii au găsit tot felul, în general femeile, găsesc tot felul de trucuri, să le spunem așa, prin care reinterpretează anumite piese vestimentare să mai poate fi purtate. Asta e și ideea în care eu dădeam exemplu respectiv. Adică nu mai sunt, de exemplu, înainte de criză, eu am simțit foarte tare fenomenul, pentru că era clientul de dinainte și clientul de după criză. Clientul de dinainte de criză cumpăra orice îi plăcea. Nu îi conta plăcea, că are nevoie, nu are nevoie. Îi plăcea ceva, cumpăra. După criză a cumpărat doar când are nevoie. Bun, și e bine că ați menționat cuvântul criză, pentru că următoarea mea întrebare aici este dacă de-a lungul anilor ați traversat și crize și cum le-ați depășit sau care a fost cea care v-a marcat, să zic așa, cel mai mult? Nu, criza aceea din 2007-2008, da, atunci am resimțit din plin pentru că... Cu cât au scăzut Nu, la mine nu a scăzut, că cine a avut nevoie, cine s-a măritat sau cine a avut de mers undeva, n-a fost problemă. Dar m-a prins cu rate multe. Pentru că domnul Tăricianu anunțase că economia duduie și eu câștigam destul de bine pe vremea aceea și nu-mi plăcea să stau cu banii. Și mi-am luat mai multe mașini, mai multe chestii, mai multe utilaje și m-a prins criza cu rate. Foarte multe rate pe care nu aveam de unde să le mai plătesc. Și a trebuit să renunț la anumite utilaje, la anumite chestii, pur și simplu, și am pierdut bani. Pentru că am pierdut avansurile, am pierdut... Deci așa s-a resimțit la mine, așa m-a afectat intern, cumva. Nu neapărat în vânzări. Lumea nemai cumpărând, eu știu că aveam atunci mai multe magazine și
Făceam tot felul de modele, le expuneam, a doua zi se vândeau, a treia zi făceam alte modele, le puneam, se vindeau. Aveam cliente care veneau cu șoferii sau cu cineva cu cardul în spate sau cu banii, doar își alegea, ieșea din magazin, respectivul venea și plătea. Doar că i-a plăcut ceva, nici nu proba. Așa era clientul de dinainte de criză. De criză. Și acum, care sunt canalele de vânzare acum? Online, foarte mult online. Da. Am și colaborări cu site-uri care promovează designul românesc. Așa. Și la showroom. Showroom-ul este foarte important pentru mine, pentru că aici vin clientele, unde luăm măsuri, alegem materiale, le construim ceva personalizat, ceva care... de care să fie mulțumită, să o reprezinte și ca pe, din punct de vedere al personalității, dar și a comodității și a statutului și fiecare unde se încadrează. Încălțămintea mea începe să coste de la 400-500 de lei, dar poate să ajungă și la 1400-1500. Mm-hmm. Mai mult nu. Mai mult nu. Nu mai aveți magazine acum? Nu, nu. Acum cu magazinele, magazinele care există acum nu mai sunt de nișă. Magazinele sunt multibrand în general, mai ales cele de încălțăminte, găsești mii de modele. Cu câți angajați lucrați? 16 mai suntem. Partea de producție și... Cu tot, cu tot. Da, și cu un director, cu asta și cu mine. Cu mine cu tot, 16. Pentru că eu fac parte din linia de producție. Fac tipare, fac modele, desenez, fac anumite operațiuni. Sunt niște detalii pe care numai eu le pot. Pentru că trăim în România și n-avem cum să ne dezicem de realitatea economică, politică, apropo de domnul Tăriceanu, vin alegerile prezidențiale, se zice. Da, domnul Tăriceanu, am un respect pentru că n-am nicio treabă cu dânsul, dar zic, pe mine m-a influențat foarte negativ. Adică să spui că economia duduie și că ce bine o ducem și nu știu ce și în două luni să cadă totul, parcă n-a fost în regulă în sfârșit. Poate n-a fost însu informat sau poate n-a vrut să ne informeze sau poate ceva o fi fost. Dar pe mine, sincer, m-a afectat tare. Adică luasem o mașină cu câteva luni înainte, o Dacia din asta, dubiță, cum zice, papuc. Papuc. Așa. Și achitasem vreo 4.000 de euro avans și aveam rate. Deci a trebuit să dau mașina înapoi și am pierdut 4.000 de euro. Adică stai un pic. Adică unde duduie? Că nu duduie. Da? Așa, dar așa ca politic nu mă întrebați, că vă dați seama dacă v-am pomenit de Patriciu, dacă v-am povestit de Liceanu, vă dați seama în ce direcție sunt. Îmi dau seama în ce direcție. Haideți să încercăm un exercițiu de imaginație, că vin alegerile prezidențiale, în ce pantofi i-ați încălza pe cei mai relevanți dintre candidați. Nu pe unul, ci să încercăm cu toții, ca să nu fie nici într-o parte, nici în alta. Pe Klaus Iohannis. Mi se pare că se încalță foarte bine, nu știu, are, omul e clasic, nu, niciodată nu a făcut exces să iasă cumva prin vestimentație, să iasă din tiparele, poate doar doamna Iohannis, care a mai încercat diverse piese mult comentate de toată lumea, dar domnul Iohannis e foarte curat. Să spunem așa, foarte curat pe ce înseamnă linie, costum, se încadrează foarte bine funcției și statutului dânsului. Experimentează, nu greșește. E cel mai bine, cu alte cuvinte. Are întâlniri la nivel înalt, unde asta ar fi fost culmea, să ne facă de râs că a greșit o piesă vestimentară. Dan Barna. Ați văzut comentariile alea cu sandalele la întâlnirea oficială? Era o poză care a tot circulat pe Facebook. Pe el cum îl vedeți? Mai întrebați-mă de Iohannis. Nu, glumesc. N-aș vrea să îmi dau cu părerea. Eu îmi fac treaba pe partea mea. Sunt unii care se dau critici sau sunt critici de modă. Cunoașteți destui.
aceea își permit să întoarcă pe toată lumea, pe toate fețele, eu nu-mi permit. Eu îmi văd de treaba mea, eu am ce face, nu, n-am ce face. Atunci o luăm altfel. Ce spun pantofii despre asta o persoană? Asta e super, da. O pereche de pantofi bine aleasă și care te reprezintă, îți redă personalitatea. Este cumva, dacă e mai mult decât poți, se vede și te faci de râs. Dacă e mai puțin decât poți și că, ce statut ai, este clar că ești pe lângă modă că, și pierzi foarte mult. E foarte important să-ți alegi în funcție de eveniment, în funcție de momentul zilei, în funcție de statură, de fizionomie, de personalitate, să-ți alegi acel produs care să te reprezinte. Eu am defectul profesional, întotdeauna mă uit la picioare. Prima dată, nu știu, asta e, alții se uită în ochi, eu mă uit de jos în sus. Și de multe ori văd încălțăminte într-un anumit fel și ridic privirea, parcurt întreaga ținută și îmi dau seama că a greșit. Uneori îi vezi în ochi că a greșit. Am înțeles, e pentru un cunoscător. Da. Bun. Mă deranjează foarte tare persoanele care încearcă să se dea ce nu sunt. Aia, acolo e marea bubă. Să-ți iei niște pantofi extravaganți când tu nu ești extravagant sau invers. Să mai ai niște pantofi banali când tu ești de fapt mai exuberant, mai în vizorul oamenilor, ești vedetă, ești nu știu ce și să faci o greșeală de încălțăminte, atunci na, trebuie să-ți iei un stilist, cineva care să te învețe. Așa e. Care considerați că este cea mai mare realizare profesională a dumneavoastră? Profesional? Știu, realizare personală, probabil mica. Nu, n-ar fi profesională, dar... Profesională. Asta era personală. Profesională, nu știu. Realizarea de care aș fi eu cel mai mândru este că fac ce îmi place. Dar care este cea mai mare dezamăgire la polul opus? Dezamăgire profesională. Ar fi poate aceea. Eu am fost un bun student și întotdeauna m-am văzut lucrând arhitectură. Patriciu, de exemplu, m-a certat tot timpul că nu m-am ocupat de arhitectură. Am diploma luată cu 10, am fost eminent. Mi-a plăcut foarte mult arhitectura. Dar am avut ceva probleme financiare, am crescut fără tată. Și venind Revoluția, nici măcar n-am avut loc de muncă, pentru că nu s-au mai dat repartiții, că așa era înainte, te trimitea ca arhitect undeva prin țară. Și eram total descoperit. Și am deschis birou de arhitectură și n-am avut nicio comandă timp de multă vreme. Și m-am ținut tot din încălțăminte, marochinărie și altele, corpuri de iluminat și mobilier. Dezamăgirea e aceasta, că nu am putut să, sau nu m-am ținut tare să fac arhitectură, pentru că asta a fost pasiunea mea cea mare. Ei, vedeți, nu știu, parcă mi-anticipați cumva întrebările, pentru că următoarea după dezamăgire, privind înapoi, ce ați fi făcut altfel? Asta, păi, acum, după turnura care au, pe care au luat-o lucrurile, firul pare că e bine întins și nu are noduri. Se pare că a reușit treaba. Am deja 57 de ani și sunt de 30 și nu știu cât în branșă. Și mă bucur de fiecare piesă de design pe care o realizez. Acum, dacă aș da timpul înapoi și ai zice că vreau să, că ar fi fost bine să fac arhitectură, poate n-aveam succes. Poate
Atunci când ieși de pe băncile facultății, ți se pare că lumea este a ta și că o să schimbi totul și o să faci cele mai frumoase clădiri, cele mai bine împărțite, cele mai interesante, o să vii cu concepte noi, o să schimbi lumea. Dar n-am apucat să fac lucrurile acestea și acum, retrospectiv, nici nu cred că aș fi produs vreun fenomen în arhitectură. Ați făcut și compromisuri în carieră? Ei, da, întotdeauna. Da, sigur, 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 sigur. Sigur. Multe. Da, pot să dau un exemplu? Da. Am avut o clientă acum vreo 10 ani, poate mai mult, care m-a rugat să-i fac niște pantofi cu tocuri din aur, masiv. Și n-ați vrut? M-am vrut. Asta e compromisul. N-ar fi trebuit să fac. De ce? Nu sunt pe... E un snobism dus la extrem. Tocuri din aur masiv. Vă dați seama de etnie? Da, îmi dau seama. M-am și gândit o bijuterie de pantofi, ce să zic. Da. Bun. Adică compromis la modul că a plătit... Tocurile nu erau ale mele, i-am spus cum să le facă, s-a dus, le-a turnat, mi-a venit cu tocurile, le-am pus pe pantofii mei, dar e un compromis, am făcut-o, recunosc, pentru bani. Pentru bani de a face o pereche de pantofi, că nu erau tocurile mele, nu am pus eu aur, nu am pus nimic, eu doar am montat niște tocuri din aur. Dar e un compromis din ăsta, nu mă caracterizează pe mine, pentru că eu nu sunt așa. Dar uite că am făcut. Și mai sunt și alte exemple. Mai fost cliente care, de exemplu, au vrut anumite decorațiuni, am făcut decorațiuni. Când a văzut pantofii, ai pus prea puține, mai pune. Am mai pus, puteam să nu fac. Deci astea sunt compromisurile pe care un designer mândru nu le-ar face. Dar apare și partea aceea economică. Și firma trebuie să descurce, are nevoie de bani, angajații trebuie plătiți și clientul e client până și la urmă. Și când nu te naști dintr-o familie care știți, pică de sus. De sus. Și atunci s-au mai făcut. Și mai sunt poate și alte exemple. Da. Dar sunt compromisuri pe care nu le-am făcut niciodată, să copiez modele, să fac încălțăminte cu talpă roșie. Deși mi s-a cerut și a zis, dar de ce nu faci cu talpă roșie? Ce nu fac cu talpă roșie? Ce are o talpă roșie? Eu zic, nu fac eu cu talpă roșie, că seamănă cu alte. Că sunt niște și unii și ăia fac. Și aia fac, da. Și, și multe altele. Da, tot timpul se fac compromisuri, că uite, și acum sunt acuzat de unii că sneakers și ar semăna cu nu știu a cui și că nu știu cum. Și a zis, bă, dar nu sunt la fel, n-am putut să fac, nu, nu am tehnologia necesară să vin cu ceva ce n-am mai văzut pământul în materie. Deci eu recunosc, e la un început de drum, nu este... este numele meu, tocmai de asta am ales și o marcă nouă, Mica by Mihai Albu, adică că e făcut de mine, dar un brand nou, care tocmai se insufle faptul ăsta, că nu e semnătura Mihai Albu, adică încălțămintea aia unicat. Da? Adică am încercat o altă gamă, o altă abordare, unde este posibil ca sneakers și mei să mai semene cu alu Balenciaga, alu Vuitton, alu Gucci, alu... Da, dacă vrei și ești rău și vrei să lovești în românași, pentru că așa e, de obicei se lovește, nu lovești niciodată în brandurile mari, lovești în aia mici. Da. Și am discuții și încerc să le explic că atâta s-a putut, că așa e, că e adevărat, că aduce și cu ăla, aduce și cu ăla, da, aduce cu toate. Dacă vor ei să aducă, la un moment dat când mai primea mesaje că seamănă cu nu știu care, zice, a, ce onoare, zic eu, ce onoare, uite, chiar seamănă cu da, ce bine. Am înțeles. Ce vă revoltă cel mai mult și cel mai mult la actualul context economic și politic în România? Haideți că e o întrebare generală. Nu... E generală, dar
Acum ai o cotitură, mai ales în politică. Și politica se răsfrânge foarte mult asupra economiei și tot așa. Acum este o cumpănă care trebuie rezolvată. Cum este acum, nu e bine. Nu e bine. Și trebuie rezolvat. Indiferent cum, dar trebuie rezolvat. Pentru că e, să nu dea învii de putere, să nu dea în blocări și blocaje, mai ales financiare și economice. Și la mai nivel internațional deja se discută de o nouă criză financiară. Da, aia una la mână, dar doi și, și aici, la noi. Adică, da, e, poate să aibă niște repercusiuni chiar malefice până la urmă. Pentru că nici n-ai stabilitate la tine, mai întâmplă ceva și internațional, s-ar putea să resimțim mai rău decât alții. Dumneavoastră aveți clienți acum și din afară, nu? Da, 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 online, și afară, da, 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 peste tot, peste tot, da, da. Dar totuși trebuie să recunosc că mai mult din România. Este foarte greu să faci campanii internaționale. Iar inerția aceea pe care am avut-o la un moment dat, clienții se întorc. Cei de atunci, din când în caz, vedem ce a mai făcut ăsta, dar nu am posibilitate să am campanii publicitare în afară. Apropo de campanii publicitare, este o obișnuință acum să se dea bani vloggerilor, bloggerilor în general, ca să prezinte? Eu nu am făcut chestia asta și mi se atrage atenția că ar trebui să fac. Eu am fost întotdeauna mândru de notorietatea mea și am zis că asta rezolvă totuși, dar se pare că n-ajunge, se pare că mai mare notorietate au început să aibă vloggerii și bloggerii. Au început, că e un trend așa de ceva vreme. Ce mă deranjează foarte tare la ei, că na, asta e că ei fac reclamă la oricine îi plătește. Fără discriminare, fără a cerne în vreun fel. Dacă vin la ei 10 firme care fac pantofi, ei fac tuturor celor 10. Așa este. Ceea ce nu mi se pare normal. Nu știu. Și atunci a ei pe segmentul ăla, pe 1-2, pe segmentul ăla 1-2, dar nu oricine vine la tine și face reclamă, îți oferă bani, tu îi faci. Adică e ca și cum îi minți pe urmăritorii tăi. Adică e cel mai frumos pantof și face ăla, la a doua zi face ăla, la a treia zi face ăla, la a patra zi, toți fac pantofii cei mai frumoși, numai că ți-au dat ție niște bani. Corect, dar cum am spus și noastră mai devreme, trebuie să ții pasul, să zic, da, așa, trebuie să ții pasul și, nu știu, poate te poți ajuta de ei, nu neapărat să-ți vândă produsul, dar să-l arate că e pe piață, deci la modul ăsta, deci nu să folosească cel mai ce bine mă simt, ce nu știu cum. Uite ce am găsit la Mihai Albu, de exemplu. Am găsit că a făcut niște sneakers. Pari interesanți. E, din informația asta care se duce pe așa, lumea zice, a făcut Mihai Albu, hai să vedem ce a făcut. Și îi atrage, îi faci nu neapărat să cumpere, ci le atrage atenția să te urmărească, să te vadă că ești acolo. Da? Deci la modul ăsta. Da? Trebuie avut mare grijă. Nu. Cei mai extraordinari, mă simt nu știu cum, nemaipomeniți. Deci fără de astea. Că nemaipomeniți sunt ai celorlalți. Și încă două întrebări și terminăm interviul nostru. Una. Cum vedeți peisajul monden din România, lumea și viața mondenă din România? Să știți că m-am detașat foarte mult. Am fost foarte mult în cărți până la un moment dat. Conjunctura personală a făcut în așa fel încât să bat puțin în retragere. Și cred că e mai bine. Vă vedeți, poate nu e deloc de doi albu pe aceeași piață. Am înțeles. Bun, a spus totul. Ce vă place și nu, și ce nu vă place în România? Ultima întrebare. Mie îmi place totul în România. Și nu v-ați gândit niciodată să plecați din România? Nu. Niciodată. Mihai Ba da, mama, scuze.
După facultate. Dacă n-am terminat facultatea, primul gând a fost să mă duc oriunde, să plec. Și m-a convins Patriciu să nu plec. Să nu. Și a zis, rămas. Voi faceți, voi dregeți. Nu știu dacă o să fii tu președinte sau tu președinte, dar unul dintre voi va fi președinte. Și până la urmă? Sau până la asta o să fiți mari. Voi trebuie să schimbați regimul. Voi trebuie să faceți. Voi trebuie să dea. Voi veți da marile astea. Voi sunteți nepătați. Acum ați terminat. Sunteți curați. O luați de la zero. Voi. Haideți, deschideți firme. Și în afară de dumneavoastră, care evident că v-ați câștigat un loc în piața românească de business în general și de fashion în special, din ceilalți colegi ai dumneavoastră mai sunt nume? Nu, sunt, ei se ocupă de arhitectură. De arhitectură, da. Chiar acum câteva zile am avut întâlnirea de 30 de ani de când am terminat facultatea. Mihai Albu, mulțumesc că ne-ați primit la dumneavoastră în atelier. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Numai bine!